Piesa Alaska a Elisei Wilk reprezintă unul dintre cele 10 texte dramatice incluse în proiectul Identitar Feminin, care se regăsește în expoziția din foaierul teatrului Anton Pan. Piesa prezintă trecutul comunist al României văzut prin ochii a 3 generații de femei care vorbesc despre decenii de istorie opresivă, reprezentând etape de viață prin care trece fiecare dintre ele, copilărie, adolescență și maturitate. Povestea a fost relatată de actrițele Bianca Cuculici și Reca Saz. Prin fața noastră trece un tren lung cu vagoane albastre. Și acolo, la unul din geamuri, mă văd pe mine. Am 10 ani. Mirosul de cafea plutește prin compartiment. Oamenii taie roșii și ardei pe scânduri din plastic. Cojesc ouă fierte și pun totul la grămadă pe măsuța de la geam. Și pe urmă cineva strigă, se vede marea! Pe scaunul din fața mea stă Cami din Arad. O fată cu ochelari și cu genunchi juliți. E cu mătușa ei. Și ei merg tot la Mangalia, ca noi. În timp ce oamenii mari își povestesc viețile și beau cafeaua din termosuri, Cami din Arad se apropie și îmi șoptește ceva la ureche. Vrei să vezi oameni dezbrăcați? Unde? Pe culoar sunt strânși mulți copii. Toți se îngrămădesc la geam. Și acum trenul trece în goană pe lângă plaja de nudiști înconjurată de un gard înalt. Aici este pentru prima dată când se citește în public o parte din el. Se numește Alaska și este o poveste despre mame și fiice care începe în perioada comunismului și până în zilele noastre. Cu toții care am copilărit în anii 90 avem multe amintiri, mai ales din ceea ce ne spuneau părinții, și cumva noi am trăit acea perioadă puțin mai bine pentru că eram copii. Nu a fost deloc greu și cred că este un... Cred că e important să se scrie despre trecutul recent, atât pentru generațiile care erau copii atunci, cât și pentru cele care încă nu se născuseră, și chiar sunt curioasă cum vor privi, nu știu, cei născuți după 2000. La sfârșitul lecturii, elevii prezenți în sală au avut ocazia să afle de la istorici despre perioada prezentată în piesă, despre care au aflat frânturi de la bunici sau părinți. Este vorba de aparatul securist din România, în măsura în care aparatul securist avea să torsioneze viețile protagonistelor de aici. Și pe ale Norei, și pe a Victoriei, și pe a Anitei. Adică toată discuția aceea plăcută între un copil de 10 ani și un inginer, de fapt este un interviu de securitate. Încearcă prin intermediul copilului să-l manipuleze și să afle cât mai multe vești despre ce puneau la care părinții lui. Tragedia celor ani. Faptul că cineva, pentru niște convingeri, a trebuit să renunțe la familie, a trebuit să renunțe la principii și unii chiar au renunțat la viață. Este un mesaj care vine peste generații, pe care doamna regizor îl plasează undeva la hotarul dintre sfârșitul anilor comunismului și începutul anilor de liberalizare, și cum anumite traume din comunism funcționează până astăzi. Piesa Alaska a Elisei Wilk face parte din proiectul Identitar Feminin, un proiect prin care mai ales publicul tânăr accesează arta printr-o metodă novatoare. Realitatea augmentată este atunci când te uiți cu telefonul la ceva și îți apare ceva ce nu este în fața ta, dar o vezi prin telefon. Și expoziția asta este printr-o aplicație pe care puteți să vă instalați. Acolo pe primul panou este un cod QR și cred că știți să scanați codul QR. Și puteți să instalați aplicația și pe urmă să vă duceți la fiecare panou și să încărcați animațiile și scoateți telefonul de pe silent și o să auziți și textul. Fiecare fragment pe care îl auziți pe audio este într-o piesă de teatru, iar animația are legătură cu piesa aceea de teatru. Despre acest concept, teatru-lectură, directorul teatrului Anton Pan a declarat. Vă mulțumim frumos. Care sunt inițiativele pe care le demarăm în cadrul teatrului Anton Pan? Ele sunt pentru oameni și cu oameni și mulțumim frumos copiilor care au fost prezenți și au fost foarte interesați, aparent, de un subiect care, teoretic, ai spune că nu i-ar interesat de tare, dar au fost foarte interesați și le mulțumesc frumos pe această cale tuturor celor prezenți în această seară. A fost o variantă de început a unui proiect gândit pe o perioadă mai lungă, în ideea de a face această formă de teatru-lectură o
o frecvență și de a face și un club în care să discutăm ideile pe temele acestea propuse de diferiți dramaturgi contemporani. Expoziția multimedia identitar feminin, găzduită în foierul Teatrului Anton Pan, va putea fi admirată de luni până vineri, între orele 10 și 16, până pe data de 28 noiembrie.